Casa locuitorilor din comuna Dâmbovițeană Bezdad a fost guduită de o crimă. Duminică de dimineață, o femeie a făcut o descoperire macabră. A găsit pe vecinul său, un bătrân de 83 de ani, omorât în propria locuință. Bătrânul locuia de ani de zile singur. Unei vecine i s-a părut suspect că bărbatul nu a ieșit deloc de dimineață prin curte și imediat și-a luat inima în dinți și a intrat în casă să-l caute. A ieșit îngrozită și a strigat după ajutor. A alertat rudele bătrânului care au venit într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat și acestea au rămas șocate. Bătrânul era întins pe podea, era desfigurat, toată casa era răvășită. Oamenii, rudele, spun că motivul crimei ar fi fost jaful. Bătrânul strângea bani din pensia pe care o avea. Nu mai dădea domnul acolo, sărcea afară. Nu știu că înceapă, scând cu poarta deschisă acolo. Uu! Când am văzut, am fugit cu ușa, m-a anunțat neamurile. Și ați intrat în casă? Nu, nu, n-am intrat. Pivol am intrat. Popor. Era în jos, acolo picat. Sânge? Nu, dar nu m-am uitat deloc. Am văzut și am fugit. Apoi i-am anunțat rudele astea lui, că el iar ei se apropie. E sânge pe jos, e bătut? Este cu omul cu fața în jos. Așa ne-a spus. Acum să vedem ce zice. Da, asta credeți că avea bani în casă și s-o da, în jos. Sigur, sigur, a avut. A avut bani în casă și a fost strângea. Strângea pensie. Sigur, 100%. Cineva care știu care bani a intrat peste el. Și moșul fiind în puterea lui... Câți ani avea? 86 de ani. Dar era moș, 83. 83, dar era moș în putere. Nici nu-i dădeai 70 de ani. E casa răbășită, e acolo... Care credeți să fie motivul? Motivul a fost cine a intrat să ia bani. Bani. Avea bani strânși? Da. Cam ce sumă credeți? Nu știu să vă spun cam ce sumă, că niciodată nu m-a interesat ce sumă. Nu știu să vă spun, că nu l-am întrebat să zic că mă interesează pe mine ce sumă de bani. Casa era răbășită. E răbășită casa, da, și lucrurile din șifonier sunt scoase și acolo în bufețelul ăla care l-avea e toate răbășite. Se spune că ar fi avut în casă 1500 de lei, bani care ar fi dispărut din casa bătrânului. Este omorât în casă, atât. Am ieșit să ies la rata, restul nu știu nimic. Locuia singur? El, da, locuia singur. Nu avea soție? Nu, soția a murit de mult. Copii avea? Nu. Era un om, cum era? A, un om bun, pașnic. Era un bucunță care, un dat treabă. Bun, cu minte. Ce ați aflat? Ce ați auzit? Păi eu acum am auzit de la o vecină aceea că l-a omorât. Că e mort în casă. Era în casă, era, nu, n-am văzut, n-am... Dar era un om de treabă, un bucunță care. Da. Da, pe bine cu acum. Vă pare rău de el. Da. Vecinul tău stau și puțin bani sunt unde casele alea. Avea bani? Credeți că pentru bani l-am? Cred că pentru bani. Avea pensie, săracul de el. Ca ca ori, ca muncit tot timpul în petrol. Ia să încep pentru zile negre, să aibă bani acolo să... Deci, dacă am dat bani în rocire acum cu treaba asta. Încă e prăpădită. Golanda, că e golanda stuși doamne care nu au service. Umblă noaptea o baia să dea lopit. Pentru bani, domnule, pentru bani. Păi altceva n-a, că nu ăsta nu e om de... Nimic pe aia vrea bine, săracul, de el era cam... Cam surd de băieția, ca oricare om, bătă, 80 ceva de ani. De... Pentru bani. A avut și bani cu, mă rog, cu tot ce a fost strânși. Pentru aia... Da, hai văd. Să-l mormânteze, că el copii nu are, nu are un poate aici mai sus, poate de-al doilea cum ar fi. Acum vreo trei zile a venit niște țigandă să certa cu ei, încolo nu mai știu nimic. Eu am vorbit ieri cu el. Nu am vorbit cu el. Am vorbit cu el, că eu am grădină aici și casa e acolo. Niște țigan, pentru ce veni cu țigan? De ăștia care strânge fier vechi. Țigan, de la glot sau de la pucioasa, în altă și să certa cu ei, pe bani, nu știu pe ce, că eu am grădină acolo, în spatele casei. Și s-a certat cu ei, cu țiganii. Păi ce, nu știu, că au plecat după aia și o vecină, dar și mi-a zis că s-a întors și s-a dus iar la el, acolo. Ne poți că nu a s-a luptat cu ei. S-a luptat că era în putere. Era el nu putere, nu fuma, nu era de moarte. Era om solit. Dar e răvășit acolo în casă, l-a fi bătut. Acolo zice că e numai sânge pe jos, la trântit. La fața locului s-au deplasat imediat criminaliștii, medicii legiști, care au deschis o anchetă în acest caz pentru a strânge probe și a da de urma criminalului, care încă este în libertate. Am fost sesizați de Botea Florica, cumnata
lui Botea Constantin, că acesta se află decedat la domiciliu și în urma primelor verificări am constatat existența unor urme de forțare la ușa de acces, iar în interior cadavrul prezintă certe leziuni de violență în zona capului. Să fac cercetări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul victimei. Motivul putea fi jaful? La momentul ăsta nu excludem nicio posibilitate. Să iau în calcul toate ipotezele posibile.